Deci nu puteam să nu am și eu o reacție la asta. Voi știți ce tocmai s-a întâmplat? Asta s-a întâmplat și toată comunitatea internațională cu diabet a reacționat și am zis că, wow, e ceva ce merită să discutăm aici pe video împreună. Deci, să vă dau un pic de context pentru cei care poate nu știu despre ce vorbesc aici. Acum câteva zile a fost lansat trailerul filmului de animație Turning Red de la Pixar. Pixar e un fel de umbrelă a celor de la Disney care fac o serie de filme de lungmetraj cu animații și ăsta ar fi filmul care apare anul viitor în luna martie și a nebunit toată lumea share-uind pe social media acele două secvențe în care apare fetița asta minunată care foarte relaxată și plictisită de cursuri stă și îi se vede în cadrul respectiv cum are senzorul pe mână și câteva cadre mai încolo când se ridică, se vede că are și ea o pompă de insulină la brâu. Mi s-a părut foarte tare că s-a portretizat cumva într-un mod foarte firesc diabetul în contextul respectiv, deși din câte îmi dau eu seama în trailerul respectiv, personajul, copilul respectiv care are diabet și care are senzor și pompă nu e protagonist sau nu are un rol principal sau cred că e doar un personaj episodic, totuși a fost suficient de mult cât să stârnească reacții pozitive din partea comunității cu diabet și mi se pare foarte tare ideea, mi se pare și o strategie foarte bună din partea Pixar, Disney, pentru că așa îți câștigi admirație și popularitate în rândul altor comunități, așa că ei, să ne bucurăm că s-a marcat și lucrul ăsta pe agenda diabetului. Da, dragilor, diabetul apare portretizat încă din trailerul filmului Turning Red. Nu știu ce faceți voi pe ce dată va fi, chiar să mă uit aici. Pe 11 martie. Deci nu știu ce faceți voi pe 11 martie 2022, dar eu îmi iau bilet la cinema să văd filmul respectiv. Da, e o idee foarte bună de marketing, o strategie foarte tare. Să fii inclusiv și să dai cumva credite anumitor comunități. Mi se pare foarte tare că se portretizează diabetul și într-o animație. E posibil ca aia să fie singura și unica scenă cu fetița respectivă care are diabet, dar nu contează. E deja prezentă în film tema diabetului într-o formă sau alta și mi se pare foarte tare că se aduce în discuție în felul ăsta și diabetul în contextul școlii, în care sunt mulți copii care au diabetul la vedere și îmi place foarte mult fetița care se joacă acolo cu pixul sau cu ce se joacă, ea plictisită și se vede pe braț senzorul de glicemie și la pompă și la brâu se vede pompa. Mi s-a părut tare, am zis că e o reacție foarte bună și cine merge la film să ridice mâna sus. Foarte tare. Dați-mi în comentarii mesaje dacă ați văzut trailerul înainte să vedeți videoul ăsta al meu. Dacă ați văzut pe Instagram, pentru că am văzut o mulțime de persoane din internațional care au share-uit și s-au bucurat că și-au văzut reprezentantul animat purtând senzor și pompă. Și pentru mine a fost o bucurie și o surpriză și am zis că da, merită un video întreg despre subiectul ăsta. Ce să zic, mi se pare un pas în față că se integrează și se normalizează tema diabetului și poate mai distruge niște mituri cu felul ăsta de inițiative. Poate că vom fi și noi mai puțin întrebați ce e chestia aia de pe brațul tău. Putem să facem trimitere la film, îi trimitem pe oameni la cinema și să își afle de acolo răspunsurile. Da, mi se pare tare și cam asta a fost videoul meu despre reacția noastră legată de acest cadru. Deci scenele sunt super, super fugitive, super scurte, trebuie să pui pauză și să observi, dar știți cum se zice, omul vede ceea ce știe. Probabil o persoană care nu are diabet și nu s-a întâlnit niciodată cu aceste dispozitive
ar fi trecut peste scena aia, nici n-ar fi remarcat că fetița are ceva pe braț, dar ca să facem ca oamenii să știe mai multe și să vadă ceea ce știu, ține de fiecare reprezentant al comunității să facă educație medicală, să facă awareness, să ridice cumva conștientizarea în jurul cauzei, în cazul nostru, în jurul diabetului. Foarte tare! Bravo, Pixar! O să-mi iau bilete în primul rând. Bine, nu în primul rând, că nu se vede foarte clar. E o idee destul de nefericită să-ți iei bilet în primul rând. Dar, generic vorbind, o să-mi iau bilet în cel mai bun loc din sala de cinema să văd filmul. Și m-a cucerit, ce pot să zic? M-a cucerit și m-a fermecat toată inițiativa. Asta a fost videoul meu despre reprezentarea persoanelor cu diabet într-un context animat și într-un context foarte, foarte fain, la școală, la copii. Deja, despre asta e vorba. Purtați-vă diabetul cu mândrie și uite că oamenii vor afla mai multe despre el. Eu sunt Ines, ne vedem la cinema pe 11 martie. Poate vom avea parte de mai multe scene cu diabetul la purtător. Te-am pupat, pa, pa!